Să Domnul să binecuvinteze. V-ați gândit dacă biserica din Colose, frații de acolo erau slabi sau puternici? Doar în amănunt vă spun, din capitolul 1, cum te-ai simțit dacă știi că un apostol, ca Sfântul Apostolul Pavel, se roagă neîncetat pentru tine. Ascultați ce zice Biblia, Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în colose. Versetul 3 spune, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Deci fiecare creștin când trece printr-un moment dificil în viață, are această nevoie, tendința și zice, roagă-te pentru mine. Rugați-vă pentru mine. Acum, cred că e într-un fel când se roagă fratele Caleb și într-un fel când se ruga Sfântul Apostol Pavel. Mare diferență. De ce? Apostolul Pavel avea toate darurile. Avea dar de cunoștință, dar de tămăduire. Era ceva extraordinar să știi că se roagă Sfântul Pavel pentru tine. Și cu toate acestea, Apostolul Pavel nu doar se roagă, scrie și o epistolă. Și ascultați ce îi spune în versetul 1, capitolul 2, vreau un adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi. A, deci, tu, nu doar te rogi, general. Nu te rogi așa cu niște cuvinte să le spui doar. Tu porți o luptă. Și nu duci lupta asta pentru oamenii care nu sunt încovertiți încă, întorși la Hristos, și lupta asta e pentru voi, pentru cei din biserica, din la Odiceea și pentru toți cei ce încă nu mi-ați văzut fața în trup. Între timp, foarte mulți oameni păgâni, majoritatea dintre ei, s-au încreștinat, s-au întors, s-au întâlnit cu Hristos. Și nu știau pe Pavel, nu l-au văzut niciodată în carne și Dar știau că ceea ce scrie bărbatul acesta scrie din partea lui Dumnezeu. Și bărbatul acesta se ruga pentru ei, insista în fața lui Dumnezeu, lupta. Dar uitați-vă cum îi califică, după ce le zice în versetul 2, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe Hristos în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ascultați și zice mai departe, spun lucrul acesta pentru ca nu cumva, nu cumva să vă înșele cineva și nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Și ascultați, zice mai departe, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie. Ascultați cum își califică destinatarii Sfântul Apostol Pavel pe cei din membri din Biserica din Colose. Cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește. Păi da, frate, ce rânduială? Că noi facem ce vrem. Să credeți voi rânduiala domnește. Asta nu e dacă e vrei numai. Există. Și nu doar că există ca o paranteză a vieții tale. E instaurată ca o domnie. Acolo e clar ce se întâmplă, da? Între voi și ascultați. Și priveți cu bucurie la tăria credinței voastre în Hristos. Nu doar că se roagă un bărbat, un titan al credinței, nu doar că luptă pentru oamenii aceștia, ci oamenii aceștia sunt puternici. Există o tărie a credinței. Și totuși, Sfântul Pavel zice, există pericole pentru oamenii puternici. Și mesajul pe care l-am se intitulează Pericole pentru pocăiții puternici. Știți că oricât de puternici am fi spiritual, există posibilitatea unor pericole? Dacă ne uităm în capitolul 2, de patru ori se repete expresia să nu cumva, luați minte să nu, da? Versetul 4 zice, nimeni să nu vă înșele cu vorbiri amăgitoare. Pericolul numărul unu pentru oamenii puternici, pocăiți puternici. Indiferent cât ar fi de puternici, există periculos. Pericolul înșelării. Vedeți, înșelarea este extrem de dureroasă. De ce? Când ți-ai dat seama că vânzătorul sau la caserie undeva nu ți-a dat restul normal, îți place? Zici, extraordinar ce ne bucurăm. Dacă mergi la un exchange da, și schimbă ceva, da? lei în valută sau invers și nu-ți dă banii cum ar trebui, deși acum există sistem de la care vezi online, adică vezi direct pe aparat. Te bucuri? Nu te bucuri, de ce? Te-o înșelat. Când ai parte de o înșelare, îți simți o dezamăgire, zici, domnule, cum? N-am putut fi cu 5 minute de mai deștept, zice românul, dar un pic mai atent. Dar uitați-vă ce zice Biblia, pe drumul pocăinței, pe drumul credinței, există pericolul înșelării. Și înșelarea nu vine cu ceva care să se vadă de la depărtare. Când cineva vrea să imite o bagnotă, da? Nu îi zice, hai să o facem de alte culori. Folosește culorile aceleași, folosește semnele aceleași, dar ceva e diferit pentru că este fals, nu e bagnotă reală. Ei, în lumea aceasta în care trăim noi, există posibilitatea înșelării a oamenilor care umbă cu Hristos. Ascultați ce spune Biblia. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, Întăriți prin credință, sunteți stari, există o tărie credinței voastre, însă voi trebuie să fiți consecvenți și să creșteți în puterea asta, și să fiți întăriți în credință după învățăturile care v-au fost date, nu care vin acum dintr-o dată, care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu pericolul în care se află creștinătatea de pe întreg mapamondul și inclusiv evanghelicii, mai ales ei, este să fie înșelați. Foarte și redvine Satan. Într-o altă epistolă zice, prin vorbiri dulci și amăgitoare. Una dintre înșelări este, frate, totul contează doar ce ai aici. Zmul din context, pasajul în care zice, Domnul se uită la inimă, nu la ce izbesc ochii, și cu asta poți să faci ce vrei. Poți să te îmbraci cu vrei, poți să fumezi ce vrei, poți să înjuri când vrei, poți să minți când vrei, poți să-ți permiți să mergi la antolt, deghizează-te măcar să nu te vedem, și măcar dacă tot ai fost, ascultă-mă online, nu mai purta brățarea aia, rupi-o și oprește-te. Și nu mai te du niciodată. Știți de ce? Amăgirea vine fin. Foarte fin. Și vine printr-un sistem de culturalizare a Evangheliei. Adică această carte cică a fost încheiată înainte undeva pe la anul 60, 50 și cartea asta, domnule, nu-i chiar contemporan, hai să fii serios. Căci că cică pe vremea aia nu aveam ceas, nu aveam mașini, nu aveam telefoane. Da, nu le aveam. Dar vreau să vă spun ceva. Ce scrie în cartea asta, e da Jamin. Este cuvântul liber al lui Dumnezeu cartea aceasta este adevărul întrupat. Cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, zice Biblia. Fiți foarte atenți că dacă nu sunteți înrădăcinați și zidiți în el, orice vânt de învățătură vă prinde. Orice vânt de învățătură. Și nu trebuie să ajungi ca așa cum am văzut undeva într-un oraș din America, un, la o biserică, la intrare era un steag care nu vreau să-i rostez numele. Și scria, toți sunteți bineveniți. M-am întrisat. Și ce mi-a zis? Dacă s-ar trezi din morți în temeitorul acestei biserici, nu vă spun care, Și ce ar face? Ar rupe toate afișele și ar face o, ra o reformă radicală. Totul vine prin open mind, de fi foarte deschis la minte. Ai o toleranță maximă. Accepte pe toți. Da, Biblia asta zice clar, în sângele lui Iisus Hristos este iertare pentru orice păcat. Este iertare pentru orice păcat, însă vreau să vă spun ceva. După ce ai fost iertat de păcatele tale, nu te întoarce ca animalul ăla care nu vrea să rostesc numele, la ce ai vărsat. Dacă înainte să-L cunoști pe Hristos ai fumat, nu te mai întoarce la sigări. Dacă înainte să-L cunoști pe Iisus Hristos, te-ai certat și ai dat cu pumnul masă răutăcios și ai făcut scandaluri în casa ta, după ce te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, trăiește frumos ca în timpul zilei. Amin, amin, amin. Renunță la răutate, la bârfă, la ranchiună, la resentimente. Smulge-te din lumea păcatului. De ce? Te-ai întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Ai o viață nouă, ești înnoit prin sângele mielului. Nu mai trăiești ca lumea aceasta. Lumea aceasta trăiește în dimensiunea ei, în învățăturile ei, în ideile ei. Tu ai fost smuls din lumea păcatului. Trăiești cu Hristos și ești așezat împreună cu Hristos în Dumnezeu. Nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Vocabularul tău, privirile tale, site-urile pe care le vizitezi, activitatea ta publică, activitatea ta privată, ori pe unde mergi tu, nu uita, trebuie să-L reprezinți cu cinste, cinste pe Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos trebuie să fie onorat de modul în care trăim noi. Amin? Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Ce se enervează oamenii când le spun că n-au voie să bea alcool. Ce-ai mă cu berea, mă? Ce-ai cu berea fără alcool? Îmi scriu oameni. Ce predici tu? Și ce zic ei? Predică cristocentric. Păi doar cristocentric predic. Pentru că singurul care te eliberează de alcool, de tutun, de răutăți, de păcatele tale vechi, este Domnul Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos când te eliberează, tu nu numai că nu mai tini să mergi spre lume, ci îți place miștocul cărărilor neprionirii, de ce? Ai un senzor spiritual special și zici, Hristoase, să nu cumva să mă părăsești. Să nu cumva să pleci de lângă mine. Să nu cumva să pierd părtășia cu tine. Să nu cumva să pierd prezența Domnului. Știți ce zice lumea? Contemporană, supermodernizată, culturalizată, postmodernă. Zice așa, predică pe Hristos și oamenii să facă ce vor. Ce vor ei? Asta e măcire. Că în rai vor intra doar oamenii care sunt născuți din nou. Și Sfântul Apostol Iacov zice, nu se poate să spun eu am credință și dumneata în faptele. Fiecare creștin autentic trebuie să aibă și credința și faptele. Și astea trebuie să fie compatibile 100% procente. Amin? Amin? Lăudați să fie în numele Domnului. Pericolul înșelării. Vorbiri amăgitoare. Vorbiți-le frumos, cum spuneam în versetul ultim, gădilați firea pământească, vorbiți-le de așa manieră încât tot să vă aplaude, tot să zică extraordinar sunteți și cum pleacă acasă să n-aibă nimic de făcut. Nu. Asta e înșelare. Indiferent cât de mult s-ar mulți astfel de pocăiți cu ghilimele, vreau să vă spun ceva, pocăința rămâne biblică. Pocăința rămâne adevărată, sfântă, curată și în sfințenie mergem înspre cer. Și numai în sfințenie ajungem în rai. Doamne ajută-ne! Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Pericolul numărul 2 este pericolul acesta atât de grav să fi furat. A fi înjelat Parcă nu-ți dai seama din prima, dar realizezi cumva într-un final. Dacă când te fură, domnule, cum să te fure? Știți de ce? Pentru că pericolul ăsta este pericolul înlocuirii lui Hristos. Vorbiți despre oricine, au strigat oamenii în complotul la de judecat, în pretoriu lui Petru și Ioan. Vorbiți despre oricine. Vorbiți despre news despre știri, vorbiți despre meciuri, vorbiți despre mese, vorbiți despre ce vreți voi. Nu cumva să mă mai aud că vorbiți despre Hristos. Aveți interdicție publică. Nu mai vorbiți despre Hristos. Vorbiți despre superstiții, despre pisici negre și colorate, vorbiți despre modul în care nu știu cine mi-a făcut nu știu ce, vorbiți despre tot felul de idei de astea din munți, din în zone diverse ale României, vorbiți despre datini, vorbiți despre sisteme ritualice, nu mai vorbiți despre Hristos. Știți de ce? Când se vorbește despre Hristos, oamenii sunt atinși prin puterea Evangheliei. În numele Lui Isus Hristos se iartă păcatele. Amin. În numele Lui Isus Hristos se vindecă bolile. Amin. În numele Lui Isus Hristos demonizații se eliberează de sub puterea demonilor. În numele Lui Isus Hristos sunt botezați cu Duhul Sfânt și ce cer asta și își doresc din toată inima. În numele Lui Isus Hristos mergi cu Evanghelia și cu riscul să-ți pierzi viața. Duce Evanghelia curată. Ascultați ce zice Biblia. În el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și în el aveți totul de plin, cum se spunea atât de frumos. Ascultați ce zice Biblia. În el ați fost tăiați în prejur, nu cu în prejur făcută de mână, ci cu în prejur a lui Hristos. Cum e asta? Păi a fost tăiat în prejur, l-ai declarat pe Iisus Hristos ca mântuitor, ai intrat într-un baptistier și faci ce vrei, frate. Să credeți voi. Ascultați cum este derulată această teren împrejur spirituală În dezbrăcarea de trupul poftelor fiii pământești Te-ai dezbrăcat de natura ta vieche Ai renunțat Tu nu-ți mai permiți să intri unde intră ei Tu nu mai îți permiți să vizionezi și de ei Tu nu mai mergi la lor Tu nu mai intri în spații murdare De ce? Te-ai dezbrăcat de hainele tale murdare și ca să înțelegem mai bine, Sfântul Apostol Pavel zice, nu doar dezbrăcați, oameni buni, ați intrat în sicriu, ați fost îngropați împreună cu El, prin botez și apoi ați înviat în El și împreună cu El, prin credința în puterea Lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Tu nu mai ai cum să trăiești ca înainte, că nu mai ești ca înainte. E o schimbare de esență a naturii tale. Oamenii îmi spun de ce vorbești atât de practic și atât de radical. Pentru că Evanghelia este super radicală. Evanghelia este adevărul și puterea lui Dumnezeu de eliberare de sub puterea păcatelor. Te dezbraci de păcatele tale, nu prin puterea ta. Oameni buni, se spune atât de clar, niciun om nu poate converti un alt om niciun sistem politic, niciun sistem, indiferent cum e comunist, capitalist sau democratic. Cine poate să schimbe viața unui om este Domnul Isus Hristos. Cine crede ca mine să ridice o mână în sus. Aleluia, Domnul Isus Hristos. Noi suntem aici a, mărturii a faptului că într-o zi ne-am dezbrăcat de faptele noastre vechi. De ce? Pentru că l-am întâlnit pe Isus Hristos. Ne-am contopit cu prezența lui, ne-a ne intrat la inimă, l-am declarat ca Domn și Mântuitor. Am lăsat lumea veche. Nu ne-a mai interesat ce zic oamenii. Au putut să strige după noi, au putut să ne au putut să ne calomnieze, au putut să ne defaime, au putut să ne promită și să ne amenințe. Noi ne încredem în Dumnezeu. Noi trăim pentru gloria mielului. Valorile noastre nu mai sunt valorile lumii. Noi nu mai putem gândi ca lumea, noi nu mai putem percepe lumea asta în dimensiunile păcatelor. Ne-am fost dezbrăcați de lumea păcatelor și de trupul poftelor. Am răstignit terea noastră pământească, am fost îngropați împreună cu Hristos prin botezul în apa asta mărturisit și am înviat la o viață nouă. Noi trăim împreună cu Hristos. A strigat Sfântul Apostol Pavel în Cartea Galateni. Trăiesc și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa că toate cele vechi s-au dus. Aleluia Domnului Iisus! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Mai e ceva vechi în viața ta? Ai grijă! Nu cumva să-L înlocuiești pe Hristos cu datini, nu cumva să-L înlocuiești pe Hristos cu filozofie. O, oh, câtă filozofie! Ce le întorc oameni și le învăț. Numai să nu se pocăiască. Îți smulg pasaje din predici și le întoarce, numai ca să nu se pocăiască. Filosofiază peste fi informații, peste informații. Am rămas stupefiat să văd că un așa zis om superintendent, nu-i dau numele, nici funcția, vorbea despre Noul Testament, vorbea, avea o carte scrisă despre Noul Testament, preda la o universitate super reputată din America și omul ăsta era divorțat și ateu. Divorțat și ateu și te mai aștepți. Doar te fiori. A spus Sfântul Apostol Pavel Timotee, te-ai văzut îndeaproape aproape învățătura mea și imediat după învățătura mea, purtarea mea, răbdarea mea, dragostea mea, de lunga mea răbdare, prigonirile mele. Am fost bătut pentru credință, am fost lovit cu pietre, dar n-am renunțat. Am mers înainte, am mers înainte prin credință în numele Domnului. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Lăudat să fie numele Domnului, lăudați să fie numele Domnului. Ar mai fi un pericol în versetul 16, dar sar peste el și vă spun doar pe cel din versetul 18. Nimeni, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Sfântul Apostol Pavel zice, sunteți într-un maraton spiritual, alergați pe pistă, sunteți foarte aproape să treceți linia de sosire, aveți grijă! Nu cetați în ultimele 15 secunde de viață din perspectiva alergării spirituale. Ați alergat zeci de ani cu Dumnezeu, zice Sfântul Apostol. Ați mers filimetric pe drumul credinței. Aveți mare atenție, sunteți foarte aproape să vi se înmâneze, să vă întindeți mâna prin credință și Marele Rege Iisus Hristos să vă dea premiul pentru legarea voastră. Așteptăm ziua în care ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Cine așteaptă ca mine să zică lăudați să fie Domnul, așteptăm momentele în care va crăpa cerul, în care cei ce au sunt morți în Hristos vor fi da betonul, pământul, vor fi ridicați, vor fi înviați dintre morți, vor fi îmbrăcați cu trupuri de slavă și noi care vom fi în viață, care va fi dintre noi, Vor fi și noi îmbrăcați în trupuri de slavă, să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Aleluia lui Dumnezeu. Pentru asta predicăm, pentru asta alergăm, pentru asta cântăm, pentru asta venim la biserică, pentru asta trăim în conformitate cu Evanghelia. Nu vrem să ratăm premiul. Pentru că pericolul numărul 3 este pericolul de a fi înfrânt în ultimele momente. Înfrânt în ultimele momente. Nimeni să nu vă răpească prima alergării. Știți cum? Făcându-și voia lui însuși. Oameni care sunt posedați de gândul ăsta și dependenți de ideea să se facă cum vor ei. Dacă nu se întâmplă cum vor ei, ca hitofel, își pun casa în deală cu ghilimele și s-o dus. Se enervează, domnule, partide, neamuri, prieteni, dă telefoane. Nu s-a întâmplat cum am vrut eu. Dar ce trebuie să se întâmple cum vrei, ta? Trebuie să se întâmple cum scrie în carte. Amin? Rânduiala bisericească trebuie respectată, cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat, pocăința trebuie respectată. Dacă eu, la un moment dat, greșesc și nu se derulează lucrurile cum vreau eu, nicio problemă. Ascultați-l și mai departe. Niște oameni care își doresc de apărat să pozeze printr-o zmerenie, ascultați O zmerenie, ăștia pozează în sfinți, dați zma sfântoși, sfinți nici nu cază, printr-o zmerenie și închinare la îngeri. Asta înseamnă exagerare în doctrină. Biblia zice închinarea trebuie să fie lui Dumnezeu Tatăl, Domnului Isus Hristos și Duhului Sfânt. Amin? Amin. Dumnezeul triunic este singurul care primește rugăciunile noastre și care trebuie să primească închinarea. Este singurul. Există unii care duc la extreme. Ei nu sunt oamenii care se închină la sfinți, dar zice, domnule, am văzut un înger. Am visat cu un înger. Și îngerul mi-a zis că am voie să divorțez. E înger satanic, prietene. Pentru că adică Biblia zice clar, negru pe alb, urăște despărțirea în căsătorie. Ce trece peste cartea aceasta să vină oricine din lumea asta. Cel mai important, cel mai valoros, cel mai, cel mai dintre cei mai cei. Indiferent ce ar zice, dacă trece peste cartea aceasta, dați ignori. Cartea aceasta deține adevărul. Amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Există oameni care sunt predispuși să creadă anumite revelații, așa zise de la Dumnezeu, dar care nu sunt biblice. Și domnule, pun Biblia deoparte și zic, am avut eu o descoperire. Ai grijă. Zmerenie și închinare la îngeri. Să se interzis. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut, n-au nicio chemare cu asta, dar au și să se bage în seamă pe un umflat de o mândrie de șartă, deci nu-i zmerenie, chiar mândrie, prin gândurile fiului lui pământești. Și versetul 19, nu se ține strâns, de capul din care tot trupul. Știți cine e capul bisericii? Domnul Iisus Hristos. Strâns. Vine cineva cu o informație, cu o știre care îți produce panică. Tu ești strâns lângă Hristos. Pentru că tu ești conectat cu Hristos, tu nu vorbești cu oameni în primul rând. Tu nu te lași panicat, înfricat, timorat, distrus. Nu mai vin peste tine atacuri de panică pentru că tu ești strâns lângă Hristos. Și în secunda 2, după ce ai aflat informația, tu vorbești cu Domnul și zici, Doamne Iisuse Hristoase, e adevărat ce se zice? Mergi la Biblie repede și cauți. Te deci să ai două argumente minim, minimorum, pe care să te bazezi, dacă este un principiu Biblic trebuie să fie bazat și argumentat cu minim două versete, dacă se poate, chiar din contexte diferite, noi evanghelii sinoptice, adică paralele Matei, Marcu, Luca. Să te ții strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Știți că am întâlnit oameni care s-au strâns și-au lipit mâna de sabie, cum a făcut Eleazar fiul lui Dodo din 2 23. Și li s a lipit mâna de sabie și a rămas amorțită și blocat. Oamenii și-au uitat la ei peste timp. Au trecut văluguri de probleme mari peste ei. Tsunami spiritual. Cataclisme cosmice. Oamenii ăștia au rămas în picioare. Pentru că au fost strânși legate de capul care este Domnul Iisus Hristos și au fost conectați cu Scriptura 24 din 24 de ore. Au venit vântul de vățături, căci că trebuie să ne mai botezăm o dată numele Lui Isus. Ferească, Domnul! Au venit cu idei, cum spune versetul acesta, căci că trebuie să ținem iară sabatul. Versetul 16. Că nu avem voie să mâncăm, cum spune versetul acesta, versetul 21 și versetul 16. Că nu avem voie să mâncăm carne de porc. Că nu avem voie, nu știu ce, rigori. Dacă tu ai o credințare personală că vrei să mănânci numai, nu știu, verdețuri sau gălbenele, nu știu ce vrei să mănânci, asta e problema dumneavoastră. Te rog frumos, nu mă obliga pe mine. Și nu obliga pe nimeni din poporul Domnului să creadă ca tine. În credințarea pe care o ai, zice Biblia, analizează-te dacă vrei toată viața să o păstrezi, ca nu cumva să fie așa, îndoielnic, azi așa, așa mâine invers. Ce nu scrie în cartea asta, nu îi impune la nimeni. Dar ce scrie în cartea asta? Aplicăm, împlinim și ajungem în prezența lui Dumnezeu. De ce? Domnul va fi cu noi. Indiferent ce se va întâmpla pe planeta asta, indiferent ce va îngădui Dumnezeu să vină peste România, cel ce conduce Universul este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. Înălțați să fie în numele Lui. El nu este doar Hristos Isus, spune versetul 6, care ați, astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul. E Domnul vieții mele. E Domnul vieții fiecare dintre noi. Așa să și umblăm în El. Amin. Doamne ajută-ne. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Avea vrea să proiectați familie pentru care ne rugăm.